Dacă vreți să vedeți și agenda cu cum arată agenda unui antrenor, timp, cu chestii, cu socoteli, zi de zi. Vestele pe voi și fără prosteală. Până la plajă înapoi, până la plajă înapoi. Forță în apă și lung. Întinde-te, Vali, că tragi cel mai scurt din patrou. Taci din gură. Suntem în pregătire, suntem în selecția de vară pentru copiii care o să-i aducem acum în vacanță. În general, selecțiile se fac de la clasele 5-6, 7, clasa 8-a chiar. Unii părinți ne dă la Tulcea să-i păstrăm și să-i antrenăm aici și după aceea sau unii care termină clasa 8-a. Ai obosit așa? Puțin. Hai, încearcă să tragi o pală! Hai, de curaj! Așa fac și eu. Încearcă să tragi o pală! Bine, înțeles că sportul e agonie și extaz. Acum ai o bucurie, acum ai un ecaz. Nu e un sport de echipă, nu e un sport... Nu prea înțeleg oamenii ce se întâmplă, care este efortul. Văd o probă de 1000 de metri, văd pe ei, decât la competițiile supreme, unde se intră în miim de secundă. Dar proba nu o vezi decât în față, atâta, când îți apare aia. Și nici nu prea poți să-i distingi care, cum, nu știu ce. Foarte frumos, un spectacol extraordinar, pentru că bărcile sunt colorate în fel și chip. Echipamentul lor la fel, în fel și chip. Dar ce e în sufletul lor acolo e teribil. Trage o pală! La barache, nu te mai lăsa pe fund! Hai, Pocora! Uite, uite cum trage după 6000 de metri, face tot posibil să trage. Hop! M-am apucat în toamna lui 2008. A venit o doamnă, antrenoare, de la clubul din Tulcea, de la clubul școlar. Și, na, eram mai energic în clasa 5-a, a 6-a. Și mi-a zis dacă nu vreau cumva să-mi transform energia asta într-un mod mai pozitiv. Acum, spre exemplu, am avut un antrenament pe zi, după școală. Eu am școală de dimineață și facem antrenamentele după amiază. Dar de luni o să începem 3 antrenamente pe zi, mergem la Somova. Pregătire centralizată, deci 3 antrenamente, fără școală, doar masă, antrenament și somn. Ce fac, mă, dacă ai forță? Ai tras a rup? Da, nici nu-mi vrea să dau. Domn profesor, Dali nu trage! Alin te-a mamă, Negi!
În sportul nostru sunt trei adversari. Copiii mei știu. În primul rând natura, pentru că noi muncim ori pe soare, pe torid, ori pe furtună, pe ploaie, pe ninsoare, pe asta noi muncim. Nu contează. În sport nu poți să faci pauze, că e Sfânta Maria, că e întâi mai muncitoresc. Nu. Al doilea adversar este corpul. Ficatul, picioarele, mușchii, plămânii, totul e o durere. Durerea ce înseamnă? O avertizare că organismul a ajuns la o limită. Dar sportul, ca să fii bun, trebuie să treci de limită. Și al treilea adversar, care nu spun că e cel mai important, este adversarul direct cu care mă aliniez eu în start și pe care trebuie să-l bat. Nu că de-aia m-am aliniat cu el. Nu să spun am învins natura, mi-am învins ficatul și acum te lași pe tine să învingi. Nu, eu tocmai de-aia mi le-am învins pe toate. Ca să te halezi și pe tine. Să te bat și pe tine. Dar nu face numai un sport. Toți care îi vedeți aici, aceeași concepție au. Și de aceea lupta este teribilă. Acum nu e așa ca, da. Când afară sunt 40 de grade și lumea iese la suc, la înghețată, la asta, îți dai seama, oh, ce aș vrea și o să beau un suc rece sau înghețată, dar n-ai cum. Ori te duci la suc, ori ești campion. Mulți dintre noi am ales să fim campioni, n-am ales să ieșim la sucuri. Gândește-te când ești acolo, cea mai înaltă treapta podiumului, știi, să zici că nimeni nu e bun ca mine din țară. Adică e un sentiment așa, ce îmi trăiește toată lumea. Pentru că un sportiv sau un antrenor își trăiește viața cu intensitatea mult mai mare decât a oamenilor obișnuiți. Pentru că le are pe toate. Și satisfacții, și supărări. Dar sunt supărări numai legate de profesiune, nu supărări că a murit mama, a murit tata, alea sunt celelalte necazuri ale vieții.